patru a turneului de la Roland Garros, Elina Svitolina, și favorita multor case de pariuri. Povestea Mihaelei Buzărnescu a ieșit la suprafață imediat după eliminarea favoritei NR. Pe scurt, tatăl lui Michi, care e și antrenorul ei, a dezvăluit cum Federația Română de Tenis n-a privit-o cu ochi buni pe fata lui. Și că ar fi fost prea bătrână și că nu mai e aptă să facă performanță, le-ar fi spus cei de acolo tatălui lui Michi. Lucrurile astea au afectat-o enorm pe tenismenă. Citește și, Mihaela Buzărnescu i-a făcut un favor Simonei Halep, doar două jucătoare o mai pot detrona, după ce a scăpat de principala candidată la trofeul de la Paris. Din păcate, nu am fost bine priviți la Federația Română de Tenis. Era pe principiul Mihaela a fost ce-a fost, nere. Campioană europeană la junioare, campioană US Open în 2006, are o vârstă, nu mai urcă. Iar totul a culminat cu ce s-a întâmplat anul trecut la Openul de la București, când am făcut cerere să primim un wild card, dar am fost refuzați la noi acasă de maniera în care nu ni se mai răspundea la telefon nici din partea oamenilor care au zis da, se rezolvă. Dar karma is a bitch, iar Mihaela le-a arătat deștepților de la federație ce înseamnă un câștigător. Să treci peste toate piedicile mentale create de prejudecăție, în sine, un semn de leadership, dar mi-te să le zgrunci în tuturor castelul lor de idei tâmpite. Michi e un superb exemplu pentru noi toți ceilalți că lupta și perseverența sunt mai puternice decât prejudecățile.